Primii refugiați ucraineni au ajuns astăzi la Iași. Aceștia au fost preluați de un autobuz al companiei de transport public Iași și transportați către aeroport, de unde au decolat spre alte țări. Vizibil speriați, ucrainenii au spus că vor merge la rude sau la foștii angajatori din Europa. Trenul Chișinău-Iași a avut la bord și câțiva ucrainieni fugiți din calea războiului. Cei mai mulți dintre ei erau însoțiți de copii, cărora li se citea frica pe chip. Autoritățile locale au precizat că sunt solidare cu ucrainienii care vor ajunge la Iași și vor pune la dispoziție autobuze care să le asigure transportul spre oraș. Înființarea liniei de tren care face legătura cu Republica Moldova până în gara Socola-Iași, am pus la cerere și menționez că la cerere, de câte ori este nevoie, vom relua acel traseu de autobuz care va face legătura cu gara Socola până în centru. Suntem solidari cu oamenii care au nevoie și pot fi sprijiniți în sensul acesta și de câte ori este nevoie, autobuzul va face legătura cu orașul. Primarul Mihai Chirica propune o rectificare bugetară pentru sprijinirea primăriei din Cernăuți. O cerem de la toți cei care simt că trecem prin niște momente foarte grele în întreaga Europa, o solidaritate care trebuie să materializeze în ceva. O să propunem și o rectificare de buget să cumpărăm pentru primăria din Cernăuți grupuri electrogene și alte echipamente de care au nevoie. E nevoie să ne dăm mână cu mână, să arătăm că ne interesează și ne doare ceea ce vedem acum la televizor și sperăm să fie cât mai puțină lume afectată. Urmarea închiderii spațiului aerian din Republica Moldova va fi reintrodus trenul Chișinău-Iași, care va circula în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.